La anul viitor, satul Maximovka va marca jubileul de 100 de ani. Acum, în localitate, trăiesc 1500 de oameni. Toți veteranii de război au murit, au rămas doar copiii și nepoții acestora. Monumentul, în memoria celor căzuți pe front, a fost înalțat acum 30 de ani. În această perioadă, monumentul a fost îngrijit de unul din localnici, Ion Bradu. În fiecare an îl vopseam, făceam mici lucrări de reparație. Anul acesta am hotărât să restaurăm memorialul, să fie frumos. Autoritățile satului nu dispun de mijloace financiare, iar monumentul se află în fața primăriei și fiecare zi de lucru a primarului se începe și se încheie cu acest obiect. Anul trecut, monumentul a fost afectat mult de ploile abundente. În fiecare zi, când treceam pe lângă monument, mă durea inima când vedeam cum se distruge. Deoarece în bugetul local nu erau bani, s-a decis de a aduna bani de la săteni. 25.000 de lei au fost alocate de Asociația Republicană a Invalizilor, EGIDA, care restaura deja 5 monumente asemănătoare. Este o datorie a noastră față de cei care au murit, față de văduvele, mamele și soțiile lor, față de oamenii care au restabilit agricultura după război. Restaurarea acestui monument este un omagiu adus tuturor veteranilor care au căzut în război și care mai trăiesc și care au dat o lecție de istorie pentru copiii noștri. În anul 1945, Nadejda Moșneagă avea numai 6 ani. Tatăl ei, Mihail Donic, a murit cu 3 luni până la victorie. Din cei 100 de săteni care au fost luați pe front, 13 au murit, majoritatea în ultimele 3 luni ale războiului. Toată viața am trăit fără tată, nu am simțit grija lui. Mama a avut grijă de toți cei 4 copii. A fost foarte greu. Acesta a murit în februarie, tatăl meu în martie. Mulți au trecut tot războiul și au murit cu 2-3 luni înainte de ziua victoriei. Au căzut pentru ca feciorii lor, nepoții, să trăiască în pace, să muncească liniștit. Evgeni Mankovski, Vlad Coroban, pentru Cotidian.